Bună inteligențelor, cu voi este Smart Child. În acest video vă așteaptă ghicitori care par simple la prima vedere, însă vă vor da bătăi de cap până le veți rezolva. Încercați să le ghiciți și scrieți în comentarii la cât ați răspuns corect. Înainte de a începe, vă rugăm să vă abonați la acest canal, să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile episoade și să rupeți butonașul de like. Vânătorul de fantome a primit o informație că pe una din străzile orașului a fost observată o fantomă. Priviți atent imaginea și găsiți pe ea toate fantomele. Scrieți imediat în comentarii câte fantome ați găsit. Cineva a sunat la sectorul de poliție. Locuitorii unui sat au auzit câteva împușcături. Detectivul a urcat urgent în mașină și a ajuns la casa necesară peste 10 minute. În interior a găsit o persoană ucisă alături de care deja era un medic. El a spus că din păcate jertfa nu a putut fi salvată. Peste câteva minute, polițistul a arestat persoana în cauză, considerând că este implicată în omor. De ce polițistul a decis astfel? De la început, când detectivul se apropia de casă, a putut observa că alături nu era nicio mașină, inclusiv nici ambulanțe, ceea ce înseamnă că, de fapt, persoana în costumul unui medic nu este un medic adevărat și este cumva implicată în acest accident. Într-un market cu produse pentru casă, un bărbat a luat câteva lucruri și s-a apropiat să le achite. Vânzătoarea a privit produsele și a spus: dacă vei cumpăra unul, atunci vei achita $1. Dacă vei lua 12, atunci vei achita $2. Iar dacă vei lua 125, asta va costa $3. Întrebarea: ce a cumpărat bărbatul? După cum am auzit, acesta este un market cu produse pentru casă. Bărbatul avea nevoie de cifre pentru apartamentul său pe care le poate lipi pe ușă. El trăiește în apartamentul cu numărul 125, iar fiecare cifră costă $1. În luna iulie, în Londra, a avut loc un furt în muzeu. Detectivul ce investiga acest caz a ajuns la concluzia că muzeul a fost jefuit de unul dintre acești trei oameni, care deja au mai fost implicat în astfel de cazuri. El a interogat fiecare suspect. Henry a spus că a petrecut toată luna iulie în afara orașului cu familia sa. James a spus că a petrecut toată ziua la spital din cauza că a fost supus unei intervenții chirurgicale. Simon a spus că a fost o lună întreagă în Argentina, s-a odihnit de menune și s-a bronzat. Detectivul a ascultat declarațiile suspecților și a înțeles cine din ei minte și a fost implicat în această crimă. Cine este și de ce? Furtul a avut loc în luna iulie. Simon a spus că a fost în Argentina, s-a odihnit bine și s-a bronzat. Însă Argentina se află în emisfera sudică și acolo în luna iulie e iarnă. Temperatura aerului în medie e de 10-15 grade și e imposibil să te bronzezi. De aceea Simon a mințit și e implicat în acest furt. Iar acum vă așteaptă câteva ghicitori scurte, însă nu fiecare va putea răspunde la ele. Asta vă aparține, însă de obicei de asta se folosesc alți oameni. Ce e? Numele vostru. Acolo sunt orașe, dar nu sunt clădiri. Acolo sunt lacuri, dar nu e apă. Acolo sunt păduri, dar nu sunt copaci. Ce e? Harta. Câte zile de naștere are în mediu fiecare locuitor al planetei? Una.
atunci când s-a născut. La o fabrică secretă unde se fac roboți a avut loc un accident. Unul din roboți a fugit. El este greu de găsit, din cauza că acești roboți seamănă la aspect cu oamenii și sunt capabili să comunice. Polițistul a plecat să-l caute. Înregistrările de pe camerele video din exterior au arătat că robotul s-a ascuns în clădirea unde este bazinul. Când a ajuns acolo, polițistul a găsit 3 bărbați. El i-a rugat pe toți să iasă din apă. Fiecare bărbat a declarat că ultima oră a petrecut-o la bazin și nu a observat nimic ciudat. Ajutați polițistul. Acum ar putea stabili cine din bărbați e robot. Polițistul trebuie să-i roage pe toți 3 să arate mâinile. La oamenii adevărați, după ce petrec mult timp în apă, degetele arată cam așa, iar la robot nu. La o bancă au pătruns 4 tâlhari. Ei au luat 3 saci cu bani, iar când au reușit să scape de poliția care îi urmăreau, ei au decis să împartă banii și să plece fiecare în direcția lui. Dar cum ar putea împărți 3 saci la egal? Asta a fost o ghicitoare cu un truc. Este mai ușor să scoți toți banii din pungi, numeri banii și după să îi împartă în mod egal la 4 oameni. Un club sportiv are nevoie de un antrenor nou de atletism. Citind toate CV-urile de la cei care au aplicat, ei s-au oprit la 2 candidați. Ambii au scris că sunt foști campioni atleți în trecut. Priviți atent și spuneți care ar trebui ales. Numele Andrei, vârsta 31 de ani, experiență de muncă ca antrenor 5 ani, realizări profesionale, am participat la Olimpiada din 2010 și câteva maratoane din toată lumea, calități personale, rezistent la stres și comunicabil. Al doilea candidat, numele Sergiu, vârsta 26 de ani, experiență de muncă ca antrenor 1 an, realizări profesionale, câteva maratoane din toată lumea, calități personale, găsesc ușor limbă comună cu oamenii. Dacă ați fost destul de atenți, ați văzut în CV-ul unuia participarea la Olimpiadă în anul 2010, însă atunci a fost Olimpiada de iarnă, iar campionatul la atletism se organizează vara, de aceea acest bărbat a mințit și nu trebuie angajat. Iată o ghicitoare de atenție, găsiți 5 diferențe pe aceste imagini. Cine are dreptate? Sunt aici de 15 ani. Tu minți, ești un copil. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Pentru a nu rata noile episoade, abonați-vă la canalul nostru și apăsați clopoțelul. Nu uitați să ne spuneți în comentarii la câte ghicitori ați răspuns corect, iar dacă v-a plăcut acest episod, rupeți butonul de like. Vă așteptăm pe canalul nostru pentru a rezolva și alte ghicitori. Pe curând!